Gabriela Cristea trece prin momente critice chiar în acest moment. În plină izolare, a rămas fără curent. Gabriela Cristea se află în izolare la domiciliu alături de Tavi Clonda și cele două fetițe ale lor. Perioada aceasta este una dificilă pentru toată lumea, iar izolarea a devenit și mai grea pentru Gabriela Cristea și familia ei. Vedeta a postat pe contul ei de Facebook un scurt filmuleț și a spus că a rămas fără curent. Ia uitați-vă, fraților! Țara arde și baba se piaptănă. N-a căzut curentul, a spus Gabriela Cristea. Deci Gabriela Cristea părea destul de calmă în video. Nu se poate spune același lucru și despre tonul mesajului postat pe Facebook. Vedeta este îngrijorată că a rămas fără căldură și apă caldă, mai ales că acasă se află și cele două fetițe mici care ar putea fi predispuse la răceală. S-a prăjit cablul de alimentare electrică, și am rămas fără curent și implicit fără căldură. Apa caldă este. Practic nimic nu mai funcționează și suntem cu doi copii mici acasă. La noi e distracție, virgulă, la voi cum e? Tavi Clonda, a scris Gabriela Cristea pe pagina ei de Facebook în urma cu puțin timp. Momente critice pentru Gabriela Cristea. Internauții i-au venit în ajutor cu sfaturi. Postarea Gabrielei Cristea a făcut pe fanii ei să reacționeze și i-au venit în ajutor cu sfaturi despre cum ar putea să iasă cât mai repede din impas, dar cel puțin ce ar trebui să facă pe viitor pentru a evita astfel de momente. Când a fost zăpada aceea cu cod galben, indulge, am rămas fără curent, fără apa, fără căldură. Am două fetițe de 2 ani și 5 ani. M-am trezit la 1 noaptea și totul oprit. A venit la 10 dimineața. Răbdare și un generator s-a cumpărat pe viitor. Virgulă, mă gândesc la Iris și Victoria, să nu le fie fric, Doamne ajuta să remedieze cât mai urgent defectiunea. Cele mai frumoase flori. Vă ador, noi avem un calorifer electric la bloc, pentru orice eventualitate. Să-ți iei un generator, sunt doar câteva dintre sfaturile fanilor de pe Facebook.